nezăită, cea luminoasă și cerească, cerce împreună cu cetene cele de sus. Privește și vede lumina, cea între sori venind a binevestit, Fecioare taina cea înfricoșătoare, și se roagă pentru sufletele noastre. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele. Taina cea mare care mai înainte era necunoscută îngerilor și din veci ascunsă, ție singur ți se încredințează, Gabriele, și pe aceasta, venind din Nazaret, ai avut îndrăzneală să o spui singurei curate, cu care roagă-te să ne dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Amin. Iubiți frați și fii duhovnicești, mulțumim Domnului că am ajuns la praznicul acesta minunat. Mulțumim lui Dumnezeu că, iată, noi avem hramul și acest al Bunei Vestiri și hramul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca în timpul Sfântului și Marelui Post. Așa a rânduit Dumnezeu și noi ne bucurăm pentru aceasta, fiindcă starea firească a omului este starea de sfințenie și asta implică, sau dacă vreți, include și o postire permanentă. Știu că este greu de primit, cuvântul este apăsător și greu de primit într-o lume care propune un mod de viață schizoid, cu totul rupt, frânt de voia și poruncile lui Dumnezeu, pe care îl simțim prin toți porii. Deci, deși lumea propune acest, sau impune mai degrabă acest tip de viață, totuși noi, iată, cu mila lui Dumnezeu, căutăm să-L urmăm, să-I urmăm Lui și să respectăm poruncile Lui, să ascultăm cuvântul Lui și să-L împlinim. Astăzi este praznic împărătesc. Aș vrea să pun în inima frăților voastre și aș vrea și eu să cred cu toată, vreau să cred și eu cu toată inima, că vedem cu ochii cei duhovnicești, cu ochii minții care se află în inimă, ce fel de praznic poate să se petreacă în cer. Acum cât noi suntem aici la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care face parte din liturghia aceasta care îi continuă în cer, ne-am lipit și noi acestui praznic, nu mai suntem cu totul pe pământ, suntem și în cer și vedem sau simțim atât cât ne îngăduie vasul nostru cel sufletesc, vasul inimii, cât de mare este bucuria Fiului, de fapt a Preasfintei Treimi, a Sfinților, a Îngerilor, a Puterilor Cerești, la acest praznic în care Maica Domnului este cea sărbătorită. Cât de minunat trebuie să fie acolo. Iată Fiul Său care este cu trupul înduhovnicit, îndumnezeit, Dumnezeu și om, o cinstește pe Maica Sa, care de asemenea, iată, din această putere a Învierii Domnului, poartă și ea un trup înviat, un trup înduhovnicit,
un trup duhovnicesc și să lășluiește acolo, arătându-ne nouă că fiind întru totul de o ființă cu noi, se poate aceasta din puterea Fiului Său, care este Dumnezeu, să viețuim și noi asemenea ei, asemenea lor, acolo, la obșteasca, după obșteasca înviere. Avem acest exemplu minunat, această icoană minunată a Maicii Domnului, care este vie, înviată și cu trupul. Foarte greu de primit în chip rațional, deși nu este irațional, ci este suprarațional, aceasta se adresează, icoana aceasta mai degrabă se adresează Duhului, sufletului omului, care dacă nu este copleșit de grijile lumii acestea, dacă nu este cu totul strangulat, întunecat, oprimat, să spunem așa, poate să simtă într-o măsură, chiar și în cea mai mică măsură, că Maica Domnului este mama lui Dumnezeu. Și astăzi, ca și în fiecare clipă și în fiecare zi, dar mai cu seamă astăzi, în chip istoric, Dumnezeu care este dincolo de istorie, este în veșnicie, dar în chip istoric pentru om, pentru dragostea pe care ne-o poartă nouă ca oameni, mi-aduce aminte că a fost un moment în istorie care se repetă de fiecare dată la fiecare sfântă liturghie, un moment în istorie numit Buna Vestire, vestea cea bună, când toate, până la urmă, totul s-a schimbat. Știm că întruparea Domnului, nașterea, toate minunile acestea, tainele acestea, peste puterea minții îngerilor de a fi pricepute până în adânc, în ultima consecință, și care sunt greu de purtat nouă cu mintea aceasta care este supusă simțurilor numai decât mărginite, așa? Toate tainele acestea sunt mari, adânci, nu le putem pricepe, dar totuși între aceste taine avem una numită taina cea din veci ascunsă și de îngeri neștiută, adică Buna Vestire, momentul în care, după atâta așteptare, am putea spune Dumnezeu care este în afara timpului, că a așteptat mii de ani, mii de ani a așteptat ca omul, ca din stirpea aceasta, din natura aceasta căzută a omului, căzută, plină de moarte, să se nască o asemenea persoană de o asemenea sfințenie, încât să vrea să-și o facă Maica sa și prin aceasta Maica Mântuirii noastre. Dacă este Maica Mântuitorului nostru, este și Maica Mântuirii noastre. Deci, ce minunată poate să fie Maica Domnului, nu putem înțelege, nu putem ști. Căutăm cumva să scrutăm în adâncul inimii noastre, să găsim acolo, dar am observat, cel puțin din experiența personală, că cu Maica Domnului nu te poți întâlni decât în rugăciune. Și mai este un moment în care te poți întâlni cu Maica Domnului în zdrobire. Atunci când ești zdrobit, mai cu seamă o mamă, o maică știe asta, poate să înțeleagă și simte aceasta, în momentele de zdrobire, când ești zdrobit până la iad, atunci Maica Domnului vine ca mângâietoare. Când nimic nu mai este de făcut, când ești pierdut cu totul, deznădăjduit cu totul, Maica Domnului, cea care este atât de smerită și atât de discretă, vine și mângâie pe acela care este zdrobit și care strigă din adâncul inimii către fiul ei sau către ea. Iubiți frați întru Hristos, m-am gândit de câteva zile să vă spun un cuvânt, cumva, să zicem așa, pretențios spus teologic despre Maica Domnului. Se vorbește de 2000 de ani și nu s-a ajuns, cum să spun, nici la cea mai mică
căutătură, așa, câtime, să știm cine este Maica Domnului. Și m-am gândit să vă spun un cuvânt, pentru că e sărbătoarea Bunei Vestiri și are, are însemnătate teologică adâncă, dogmatică, foarte adâncă. Dar Dumnezeu a îngăduit altfel, a vrut altfel, astfel că în timp ce mă aflam la spovedanie, mi-a dat Dumnezeu un gând. Astăzi spovedeam pe cineva și mi-a dat un gând să vorbesc despre Maica Domnului în alt chip. Deci nu așa cum m-am pregătit eu, ci cum Domnul mi-a dat să gândesc așa, că de fapt lumea noastră se împarte în două categorii largi, să spunem, mari, și după aceea sigur că suntem fărâmițați în toate felurile, dar în două mari categorii, două largi categorii mari, și anume cei care cred și cei care nu cred. Acum, între cei care cred sunt mii și mii de credințe, poate câți oameni, atâtea credințe, atâția Dumnezei. Dar două mari categorii sunt într-adevăr între cei care cred de fapt în Maica Domnului ca fiind născătoare de Dumnezeu și cei care nu pot să creadă asta. Dacă ar fi să ne aflăm acum în fața judecătorului și dacă s-ar pune această întrebare, dacă Hristos ar pune această întrebare la judecată, crezi tu că Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu și că l-a născut pe Dumnezeu cu trup? Și cred, sunt absolut convins, că dacă Dumnezeu vede în inima noastră, așa cum a văzut ieri la Evanghelie în cei care cugetau rău despre Domnul, deci vede în inima noastră, vede sufletul nostru, un licăr de credință, da, cred că aceasta este născătoare de Dumnezeu, cred că este, sunt absolut încredințat că mântuirea este atât de simplă. Pentru că sunt foarte mulți oameni credincioși în lumea aceasta și cred în tot felul de lucruri, dar se poticnesc la Maica Domnului. Poate nu se poticnesc la Hristos. Iată, vă dau un exemplu, pe Mahomet, care cum necum, cu îngăduința lui Dumnezeu, din neputința și negrija noastră, a înființat o religie care are 1 miliard și ceva de adepți. Și au întemeiat această religie pe o carte a lor, în care profetul lor, zis profetul lor, vorbește despre Mântuitorul Iisus Hristos, ca fiind judecător, vorbește și despre Maica Domnului, ca fiind cea mai mare femeie născută vreodată pe pământ, care l-a născut pe Iisus fără sămânță de bărbat. Iată, mărturisește, până la urmă nu știm cine l-a inspirat. De fapt știm, dar nu-i obiectul discuției noastre. Mărturisește despre Maica Domnului că l-a născut pe Iisus Hristos fără sămânță de bărbat și că este cea mai mare dintre femei și că Iisus Hristos va fi judecătorul la sfârșitul lumii. Deci îl va judeca și pe el. Asta spune Mahomet. Dar nu poate să accepte că Maica Domnului, așa cum îi spune Elisabeta, cum ați auzit, că ea i-a spus pentru prima dată, Maica Domnului meu. Deci Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu. Asta nu pot să ducă. Nici ei și nici mulți alții. Nu mai vorbim de necredincioși, ci vorbim de rău credincioși. Ce înseamnă rău credincioși? Care au o credință după mintea lor, în care Maica Domnului nu are niciun fel de loc, în care Maica Domnului nu este mijlocitoare, în care Maica Domnului nu este cea care a zdrobit capul șarpelui, așa cum i-a fost dat încă de la facerea lumii.
a prorocit Dumnezeu, nu bărbatul, iată războinicul, iată raționalul, iată conducătorul, nu, nu, nici de cum. Păcătoasa, aceasta pe care tu mi-ai dat-o și de care s-a lepădat și bărbatul și pe care a înșelat-o șarpele pentru negrija ei și pentru puținătatea minții ei sau pentru curiozitatea ei, iată, acesteia i-a dat Dumnezeu rolul de a fi cea care va zdrobi capul șarpelui. Și Maica Domnului, iată, este acea persoană despre care vorbește Dumnezeu, cuvântul, vorbește fiul ei neîntrupat despre mama lui, cea care îl va naște cu trup la plinirea vremii ca să zdrobească capul șarpelui. Și bineînțeles că de aceea și șarpele este atât de răzbunător pe pântecele femeii, pentru că de acolo i s-a tras zdrobirea. Dintr-o femeie, și anume fecioară, pe care Dumnezeu și-a ales-o sieși ca mamă să se nască din trânsa și într-adevăr, cu adevărat, să împlinească această lucrare, să zdrobească puterea capul șarpelui, puterea lui, și anume să ia din mâna lui instrumentul acesta terifiant al morții. Nu mai are puterea aceasta, diavolul, nu mai are acest instrument asupra omului. Și toate celelalte pe care le cunoaștem ca și consecință a întrupării Domnului, că despre întrupare este vorba la sărbătoarea Bunei Vestiri. Dar dincolo de aspectele teologice, Maica Domnului este piatră de poticnire. În lume, omul este dispus să creadă orice, absolut orice. 99% dintre locuitorii acestei planete sunt absolut convinși că o viețuitoare, o existență mai mică decât poate fi văzută cu ochiul liber, dă boli, anume virusul. Nimeni nu l-a văzut, dar toată lumea este încredințată de acest lucru. Și cred că așa și este. Cum însă, fiind atât de evident că dacă vorbim de o persoană, și când vorbim de o persoană umană, cum este și Domnul Iisus Hristos, că are și fire omenească, nu punem problema identității sale. Când vorbim de un om, vorbim imediat de cine? De locul în care s-a născut, dar mai cu seamă de cine l-a născut pe el. Și în mod necesar, fiecare om are o mamă. Atunci, în mod necesar, dacă Dumnezeu se numește și Fiul Omului pe sine, de aceea se și numește Fiul Omului, ca să vedem și să ne încredințăm că în mod necesar are și El o mamă care l-a născut. Și cine este acea mamă? Dar care este consecința că Maica Domnului este piatră de poticnire în lume? Și că oamenii cred în Maica Domnului ca o persoană și toate celelalte care se învârt în jurul ei, cleveteli și mai mult sau mai puțin, poate chiar exagerări în lumea apuseană, în lumea catolică, cu Imaculata Concepție, dar Maica Domnului rămâne ca un om obișnuit pentru lume care mai mult sau mai puțin a adus la existență un om excepțional, dar cum și ce fel, asta e mai greu de înțeles și de crezut. Mai cu seamă ne este mai ușor să nu vorbim despre asta sau să nu ne gândim. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că încă inima, mintea nu s-au curățit și încă este acolo o viclenie care nu poate cuprinde un adevăr atât de înalt. Și dacă Maica Domnului a născut o persoană, atunci zadarnică este o persoană pur și simplu întru totul asemenea nouă, atunci zadarnică este și credința noastră și toată propovăduirea și noi suntem în cel mai absurd circ posibil. Fiindcă dacă Fecioara Maria din Nazaret nu este născătoare de Dumnezeu, totul se prăbușește, nu există înviere. Și înseamnă că ce?
că moartea are ultimul cuvânt și că lumea aceasta este fără sens și absurdă. Ori, de fapt, de ce am spus că este piatră de poticnire pentru mulți dintre oameni? Nu fiindcă n-ar putea să creadă că le lipsește ceva ca un handicap, de exemplu. Măcar că poate fi și aceasta într-un sens dobândit, nu adică primit de la Dumnezeu. Dar nu că le-ar lipsi ceva, adică receptorul pentru a înțelege. Fiindcă receptorul nu este intelectul acesta, mintea aceasta de care vorbim noi, ci mintea cea din inimă. Și nu pentru că ne-ar lipsi, ci pentru că mintea aceea nu mai este la locul ei. Și fără să fie la locul ei, nu mai poate vedea cine este Maica Domnului. De aceea este și necesar, după cum ați văzut la Natanael duminica trecută, când a zis că poate fi ceva bun din Nazaret. Care-i treaba? A luat-o istoric, geografic. Dar când și-a întrebat inima, atunci ce i-a spus Mântuitorul? În acest israelitean nu este vicleșug. Inima aceea era curată și pregătită să primească. Avea mintea în ea care primea și vedea că cel din fața lui, tu adevărat, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și a mărturisit primul încă înainte de a se face ceata apostolilor. De unde putea fi aceasta? Petre, fericit ești că nu carnea și sângele, adică creierul acesta, care-i carne și sânge, ți-au descoperit ție că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Fericit ești că în inima ta lucrează Duhul Sfânt. Asemenea este și cu Maica Domnului, sau dacă vreți, mai mult decât atât, este și cu Maica Domnului cea care este și Maica Curăției, Maica Smereniei. În starea aceasta de smerenie l-a primit pe Arhanghelul Gavril, în starea aceasta de curăție. Sfântul Siloan Atonitul vorbea odată despre Maica Domnului și i-a venit un gând. Poate l-a zămislit el, poate vrăjmașul l-a zămislit, că ne mai îmboldește să mai hulim, să mai spunem. Nu în sensul că nu avem voie să vorbim sau să ne întrebăm, în sensul că suntem obligați să mergem până la capăt cu întrebarea și cu cercetarea. Pe Sfântul Siloan l-a îmboldit gândul acesta. Oare Maica Domnului n-a greșit vreodată în viața ei, nici măcar cu gândul? Ce întrebare! Cutremurătoare întrebare! Cutremurătoare, dacă ne raportăm la noi sau la cel mai sfânt dintre oamenii pe care îi cunoaștem, e greu să spui, să dai un răspuns, sau dacă vreți, răspunsul e foarte limpede, e sigur că ceva poate acceptăm, da? Ceva trebuie să fi fost. E bine, și a răspuns Maica Domnului, pentru că Sfântul Siloan avea o curăție a inimii și a zis nu, nici măcar cu gândul niciodată. Asemenea persoană a așteptat Dumnezeu să se nască în omenire fără să forțeze lucrurile, putea să o facă imediat. A lăsat ca omenitatea să nască un asemenea om și din proprie voință un asemenea om să caute, să-i urmeze lui Dumnezeu, astfel încât, iată, Dumnezeu a căutat spre smerenia roabei sale și în smerenia aceea a găsit să-și facă lăcaș, culcuș, să ia din sângerile ei cele curate, să se întrupeze și toate celelalte pe care le cunoaște. Deci, sărbătoarea aceasta, dincolo de masa aceasta binecuvântată pe care au pus-o credincioșii bisericii noastre și cărora le mulțumesc din toată inima pentru osteneală, dincolo de bucuria că e dezlegare la pește, dincolo de bucuria că natura a fost cercetată, iată, de Dumnezeu și a înflorit. Vă dați seama cum îi spune o mamă copilului ei, frumosul lui mama sau frumoasa lui mama, prințul lui mama, și acela înflorește. Așa ne închipuim și natura, ca și cum îi se adresează, se uită Dumnezeu și întreba un copilaș, mamă, când înfloresc pomii? Când îi cercetează Dumnezeu? Deci, dincolo de această frumusețe că au înflorit pomii
ca să participe la praznicul acesta minunat din cer. Cum or simți, nu știu. Oricum pomii fac rațiunile lui Dumnezeu, nu se opun lui Dumnezeu, singura ființă care se opune omul, ci participă la această bucurie dinpreună cu noi și cu puterile cerești, dar dincolo de aceasta rămâne ca noi să ne apropiem de Maica Domnului. Astfel, altminteri, e foarte frumos să avem hramul Bunei Vestiri, să facem procesiuni, e minunat, absolut minunat. Dar dincolo de un reflex religios, dincolo de un tic social, rămâne totuși acest efort al fiecăruia dintre noi de a o cunoaște pe Maica Domnului, de a se apropia de Maica Domnului. Maica Domnului vrea să fie cunoscută. Dar așa cum te-ai apropiat de o împărăteasă, noi nu cunoaștem nicio împărăteasă, dar dacă ne-am duce la un ministru, de exemplu, nu știu câți dintre noi s-au bătut pe spate cu un ministru sau cu președintele țării, dar vă spun că am lucrat cumva și am avut legătură cu oamenii aceștia și mergeam la ei și oricât aș fi fost de obișnuit cu întâlnirea cu ei, tot eram foarte sfios. De fiecare dată când trebuia să intru, stăteam în anticameră și trebuia să intru la un om din acesta cu demnitate, aveam un nod în gât așa, parcă mi se punea, aveam o sfială pentru un soi de măreție, de autoritate pe care el o exercita și era firesc să fie așa. Dincolo de un dispreț personal, de gândiri, când te afli acolo în fața lui, e altceva. Deci dacă pentru un om pe care, cum am spus, am putea în forul nostru interior să chiar să-l blamăm, să-l judecăm, să-l disprețuim, avem totuși, atunci când e o realitate față către față, un sentiment din acesta de emoție și, bineînțeles, de smerire de sine. Nu te duci cu cămașa descheiată, iertați-mă, până la buric în fața unui ministru sau unui președinte sau unui senator. Te aranjezi și tu puțin, te aranjezi ținuta. Cum ar fi însă să ne apropiem de Maica Domnului? Pe de altă parte există și această ispită, nu sunt vrednic, sunt prea murdar, sunt prea păcătos, sunt ca să mă apropii de Maica Domnului. S-ar putea să fie și o smerire, dar în același timp s-ar putea să fie și o mică ipocrizie acolo. Așadar nici în dreapta, nici în stânga, nici foarte puțin fără smerenie, dar nici cu o smerenie, falsă smerenie, ci cu o smerită smerenie, să căutăm să ne apropiem de Maica Domnului. Ca atât măcar să știm, Maica Domnului, dăruiește-ne să fim în ceata celor care mărturisim că Tu ești Mama lui Dumnezeu. Nu numai cu gura, se poate și aceasta și cei mai mulți dintre noi facem aceasta, dintre care cel din tâi sunt eu, dar totuși bucuria de a-L cunoaște pe Maica Domnului, care este în stare de rugăciune pentru lume și va spune atâtea din pateric, dar nu e timp. Și știu că mulți ați făcut efortul acesta, poate ați plecat de la muncă, de la ascultările pe care le aveți, obligațiile pe care le aveți, dar atât măcar să ne apropiem de Maica Domnului cu rândul acesta. Maica Domnului, roagă pe Fiul Tău, Duhul Sfânt, să ne încredințeze în inima noastră, să avem certitudinea și bucuria aceasta, să simțim că cum îl iubești tu pe Fiul Tău, așa cum îl iubește Maica Domnului pe Fiul ei, așa iubește și lumea. Este cutremurător cât poate Maica Domnului cu rugăciunea, poate și Dumnezeu cu puterea, cutremurător. Două daruri prea minunate a lăsat Dumnezeu pe pământ, pe Maica Domnului și preoția. Zdrobitor până la pământ. Nici nu ai curaj să te duci să despici gândul acesta până la capăt, pentru că este cutremurător. Cu toate acestea, iată Maica Domnului stă smerită, smerită, smerită și foarte discretă. Noi nu o cunoaștem și din această cauză, pentru că are o discreție, o delicatețe, o sensibilitate. Nici nu ne-o putem închipui altfel pe Maica Domnului. De aceea și ortodoxia are o delicatețe, nu rupe ușile. Nu sparge ialele să-ți intră în casă, nu te abuzează, nu
nu este invazivă, pentru că are Duhul acesta, dacă vreți, mângâietor al Maicii Domnului, care așteaptă, este îndelung răbdătoare, așteptătoare, așteaptă astfel încât omul să vină, dar foarte, foarte delicat. Așa cum sunt delicate, dacă vreți, florile acestea de care tocmai ale copacilor, ale pomilor care au înflorit, sau, dacă vreți, crinul, care știți că este simbolul întâlnirii puterilor cerești cu Maica Domnului. De unde mie aceasta, spunea Sfânta Elisabeta, să vină la mine Maica Domnului meu? Și era soție de preot, știți? Și Maica Domnului era o copiliță pe lângă ea. Să vină la mine Maica Domnului meu. Pruncul din pântece l-a cunoscut pe Hristos. De aceea și va spune după aceea Hristos: lăsați copiii să vină la mine, ca unora, că acestea este împărăția. Dumnezeu să vă binecuvinteze, fraților, să aveți parte de mila, să cunoașteți mila și dragostea Maicii Domnului pentru lume, să vă încredințați de fecioria Maicii Domnului, să vă încredințați de faptul că l-a născut pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu și că este așa cum spune minunat, spunem într-un stih, într-o stihiră, este născătoarea luminii și Maica Dumnezeului nostru. Amin. Mulțumesc tuturor celor care au ostenit aici pentru hramul nostru, așa cum este smerit că noi nu avem aici o parohie, suntem o biserică misionară. Dar am văzut că de fiecare dată credincioșii s-au ostenit, fiindcă noi ce cultivăm aici? Cultivăm dragostea, în primul rând, dacă vreți, dragostea unora față de alții. Împlinim porunca aceasta și am zis așa, cel mai mult mă bucur când văd frații, adică această comunitate, această familie, că este un exemplu de dragoste. Sigur, cu toate imperfecțiunile ei, cum este dragostea omenească, dar un exemplu de dragoste. Și am văzut multe lucrări aici, oameni care se ostenesc cu donarea de sânge, cu copii, cu tineri, foarte multe lucruri minunate. Și asta din dragostea pe care o aveți față de Biserica lui Hristos, din dragostea pe care o aveți pentru Maica Domnului. Dar vreau să vedem împreună și dragostea unora față de alții, în primul rând noi și apoi cu ceilalți. De aceea de fiecare dată când era hramul nostru, ai noștri, credincioșii noștri, fii duhovnicești ai bisericii noastre, serveau pe la mese și cei care, vizitatorii care au venit, erau serviți. Mergem în continuare în Duhul acesta și să știți că o să fim mult mai sătui, mult mai bucuroși ca cei trei tineri din Babilon, care fiind hrăniți cu semințe, arătau mai frumoși decât cei hrăniți cu multe desfătări. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ionica vrea să fie preot, dar nu orice preot, ci preot ca Teodosie. Dumnezeu să-i împlinească gândul. Ca cine vrei să fii tu? Ca părintele Teodosie. Amin. Să împlinească Dumnezeu. Dă și tu o binecuvântare. Cu căciulă mare și cu baston. Și atunci trebuie să-ți pup mâna. Uite, încep de acum, bine? Pupă și tu. Așa se pupă. Uite, amândoi. Hai. Toată suflarea să laude pre Domnul. Suflarea toată și toată făptura să laude sfânt numele Domnului pre Evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite în tocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic, și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa. Slavă! Și s-a tăinuit pe sine 5 luni zicând: Astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni în josirea mea. Iar în a 6-a lună, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea numit Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria.
Și intrând îngerul la ea a zis, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine. Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui său David și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria a zis către îngeri, cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Dar îngerul răspunzând a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețile ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, ea care se numea Stearpă, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Ce ție, sfințite binevestitorule, slavă ție, Doamne, slavă ție. Nu se lasă folosită, fiindcă are o mare, mare responsabilitate în mântuirea lumii. Fiindcă la Buna Vestire noi
prăznim, omagiem femeia, fie că este mamă biologică, fie că este mamă duhovnicească, îngăduiți-ne ca noi, bărbații, să vă cântăm la mulți ani tuturor femeilor și celor care poartă și numele de creștin. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să ne pentru credință și mântuire. La să-i spun că ne rugăm pentru Tatăl Dumnezeu să-l ierte, a trecut la Domnul zilele acestea și iată, cu toate acestea, ea s-a ostenit ca să participe la Hrams, la masa aceasta și îi mulțumim cu toții că, deși a avut durerea asta, suferința aceasta, iată că inima ei a tras și aici, sau poate tocmai de asta. Cine știe? Dumnezeu știe cum lucrează în fiecare inimă. Dumnezeu să-i răsplătească, să-i odihnească Tatăl și tuturor celor care sunteți aici, cei pe care am pomenit la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, să le dăruiască Dumnezeu și pentru rugăciunile și pentru mila voastră, să le dăruiască un strop de lumină.